iată, CFR Călători dorește să pună la dispoziția tuturor celor care sunt interesați de acest mijloc de transport și doresc să-și facă vacanțele pe litoral, în stațiunile de pe litoral, respectiv din Delta Dunării, peste 40 de trenuri suplimentare cu care vor fi conectate importantele orașe din toată țara cu litoralul și, cum am zis, și cu Delta Dunării, cu Tulcea.